Jumătate de milion de israeliți dezrădăcinați din casele lor. Conform unui raport al Națiunilor Unite, dreptul internațional public impune o astfel de mutare. Israelul trebuie să evacueze toate așezările și să demoleze cartierele evreiești din jumătatea de est a Ierusalimului. Națiunile Unite consideră că aceste cartiere sunt așezări ilegale care vor face parte din viitorul stat palestinian. Presiunea globală de a ceda aceste teritorii palestinienilor crește tot mai mult, iar Israelul nu este cruțată de cuvintele dure ale administrației Obama. Cu toate acestea, în urma unei vizite recente în Iudeea și Samaria, am descoperit o situație mult mai diferită decât cea prezentată în presă și în forumurile mondiale. Populația are o creștere de până la 5 ori față de media din Israel. David Haivri este purtătorul de cuvânt al Consiliului Regional Shomron din Samaria. El spune că foarte mulți evrei vin să locuiască aici din aceleași motive pentru care americanii se mută în suburbii, comunități prietenoase, aer curat și terenuri la prețuri avantajoase. Familiile tinere care vor să se stabilească undeva și să crească copii caută un cartier cu un standard de viață ridicat. Peisajul este încântător. Suntem așezați pe munte, clima este blândă. Profeții au prorocit că poporul Israel se va întoarce în acești munți și va reconstrui orașele evreiești. Aceasta se întâmplă aici. Haivri, precum mulți de aici, este un evreu practicant, dar 60% dintre locuitorii Samariei sunt evrei seculari. Universitatea Ariel este centrul educațional al regiunii și cei 16.000 de studenți ai săi provin din medii diferite. Studenții arabi pot purta ținuta islamică și studiază alături de evrei. Am găsit o situație similară în parcul industrial Barkan, din apropiere, unde își au sediul peste 150 de companii în care evrei lucrează cot la cot cu vecinilor palestinieni. Un arab care lucrează aici câștigă chiar și de 3 ori mai mult decât dacă ar lucra pentru autoritatea palestiniană în zonele palestiniene. El are și posibilitatea de a fi promovat într-o poziție superioară. Viața de aici nu este scutită de provocări. Comunitățile evreiești din Samaria sunt frecvent ținta atacurilor teroriste palestiniene. Masacrul din 2011 al lui Udi și Ruth Fogel și a celor 3 copii ai lor din orașul samaritean Itamar este un exemplu îngrozitor. Ei au fost uciși în somn de către 2 localnici palestinieni. Și în sud, în orașul Hebron, situația este critică. S-a tras în noi timp de 2 ani, în timpul celei de-a 2-a intifade. Suntem încă ținta atent. David Wilder este purtătorul de cuvânt al comunității evreiești din Hebron. În orașul care este locuit în majoritate de arabi palestinieni, se găsește al 2-lea loc sfânt ca importanță pentru evrei, Peștera Patriarhilor. Aceasta este Peștera Patriarhilor din Hebron. Avraam, Isaac, Iacov, Rebecca, Sara și Lea, patriarhii Israelului, sunt toți îngropați aici. Nu putem lăsa ca terorismul să determine cum și unde să locuim. Dacă știm că aceasta este casa noastră, aici trebuie să locuim. Este normal ca un evreu să locuiască în Hebron. Prin retragerea din Iudeea și Samaria, Israelul nu ar ceda doar o parte din trecutul său, ci și-ar putea afecta și viitorul. Să ne ferească Dumnezeu ca teroriștii palestinieni să locuiască aici. Ar controla totul și nu vor mai avea nevoie de rachete cu rază lungă de acțiune pentru că ar fi aproape de orice localitate din această zonă. Yuli Edelstein este membru al cabinetului lui Benjamin Netanyahu. El locuiește în orașul Gush Etzion din Iudeea, o altă zonă pe care evreii trebuie să o elibereze. Fără controlul nostru total în această zonă, nu cred că vom putea conduce o țară normală. Edelstein ne-a declarat că aceleași forțe care se opun prezenței israeliene în aceste zone sunt ostile și față de Statele Unite. Dacă aceste personaje ne descriu ca pe niște demoni și fasciști, vor avea aceeași atitudine față de orice democrație, iar Statele Unite nu sunt scutite. Președintele Obama va oficia prima vizită prezidențială în Israel în luna martie și pe agenda de discuții cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu se află și situația din Iudeea și Samaria. O
Osama este doar unul dintre cei 600.000 de refugiați sirieni. Situația din Siria este critică. E foarte periculos. Președintele Assad distruge totul. A distrus Homs, orașul în care am locuit. A distrus orașul, iar majoritatea locuitorilor nu au loc de muncă, mâncare, apă sau electricitate. Sunt într-o situație disperată. Conform Națiunilor Unite, acești refugiați sunt răspândiți în Turcia, Liban și Iordania. În prezent, o parte dintre refugiați și copiii lor primesc ajutor. Bisericile creștine din Iordania încearcă să limiteze efectele tragediei din Siria și mulți refugiați experimentează dragostea creștinilor pentru prima dată în viața lor. Ne spun că îi tratăm ca pe niște oameni. Acest pastor slujește la sute de refugiați. Este o lucrare periculoasă, așa că am ales să-i protejăm identitatea. Profităm de această ocazie ca să fim o lumină în întuneric. Cei care părăsesc Siria sunt neajutorați și nu au auzit niciodată Evanghelia sau despre Isus. Noi avem oportunitatea să le arătăm dragoste și milă și să ne rugăm pentru ei. Creștinile dau mâncare caldă, organizează programe pentru copii și oferă îmbrăcăminte familiilor care nu au decât hainele de pe ei. Unii copii au trecut de la astfel de condiții la acestea, iar refugiații sunt deschiși să vorbească despre situația lor. Aceste femei musulmane, dintre care multe sunt văduve, nu ar fi intrat niciodată într-o biserică în Siria. Sirienii nu permit nimănui să vorbească cu ei despre Isus. Nu vrem să spunem că ne folosim de nevoile lor, dar în timp ce îi hrănim și ne îngrijim de ei, avem ocazia să le împărtășim dragostea lui Dumnezeu, care este mai importantă decât mâncarea și hainele pe care le oferim. Ne îngrijim de sufletele lor la fel de mult ca de trupurile lor. Este o slujire pe care Osama o apreciază. Am avut nevoie de așa ceva. Acum ne merge bine pentru că nu am avut de lucru. Primim orice fel de ajutor, fiindcă face o mare diferență în viețile noastre. Zilele trecute am arestat un grup. Am descoperit o tipografie în zona Shabna din orașul Benghazi și am găsit 45.000 de cărți creștine. Străinii tipăreau broșuri prin care explicau creștinismul. Materialul era dedicat în mod special copiilor. Dar în Libia, prozelitismul este o infracțiune care se pedepsește cu moartea, conform unei legi promulgate în vremea conducerii lui Muammar Gaddafi. Suntem o țară 100% musulmană, iar această infracțiune nu se negociază. Prozelitismul este interzis în Libia pentru că suntem o țară musulmană. Cei patru misionari sunt în custodia poliției din Benghazi. Grupul este format dintr-un american, un egiptean, un sud-african și un sud-corean. Autoritățile au permis deținutului egiptean, șerif Ramsis, să vorbească cu presa. El spune că a fost adus aici în clipa arestării sale și nu a fost abuzat, ci a fost tratat cu respect. Ramsis a recunoscut că se afla în Libia ca să răspândească creștinismul. Un oficial a declarat că el este acuzat și de spionaj, fiindcă a refuzat să se întâlnească cu reprezentanții ambasadei egiptene. Ramsis spune că a refuzat, fiindcă știa că nu va primi ajutor din partea Egiptului. Majoritatea victimelor taifunului Bopha sunt încă strămutate și încearcă să-și revină după dezastrul provocat de calamitate. Ploile neîntrerupte duc la apariția de inundații și provoacă prăpăd. Oamenii au ajuns la disperare, fiindcă de 4 luni locuiesc în corturi și centre de evacuare. Din acest motiv, echipele de ajutorare nu i-au părăsit. Ele sunt alături de sinistrați și încearcă să le ușureze greutățile. Lui Crisologo Ornan, șeful unui sat, i-au dat lacrimile când a mulțumit celor de la CBN pentru că au venit în satul lor izolat ca să le ofere ajutor medical și să le repare conductele de apă. Sunteți prima organizație care a venit în misiune medicală în satul nostru. Mulțumim că ați venit. Ați adus multă bucurie oamenilor de aici. CBN a ajutat victimele taifunului să se întoarcă la muncă după ce furtuna le-a distrus toate sursele de venit. Furtuna a distrus tot ce am avut, casa și barca de pescuit care era unica sursă de venit.
A trebuit să cerșim mâncare de la vecini, pentru că nu am avut bani să cumpărăm alimente. I-am spus soțului meu că Dumnezeu este singura noastră speranță, că trebuie să ne rugăm lui și să-i cerem ajutorul. Când CBN a dăruit o barcă nouă de pescuit lui Jose și Nelda, ei și-au refăcut viața și credința lor a fost întărită. Îi mulțumesc Domnului că ne-a ascultat rugăciunile, ne-a rezolvat toate nevoile. Mulțumesc celor de la CBN pentru că au fost răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. CBN a furnizat și materiale pentru reconstruirea școlilor și lămpi celor care locuiesc în zone în care electricitatea va fi întreruptă în următoarele luni. Între timp, voluntarii creștini oferă consiliere supraviețuitorilor. Chiar dacă situația acestor orașe va reveni la normal, oamenii nu vor mai fi niciodată la fel. Prin slujirea celor de la CBN, ei primesc speranța progresului pe plan material și spiritual. Amina Braiu plănuia să se întoarcă acasă în Gao după ce forțele franceze au alungat islamicii din oraș. Dar speranțele ei s-au spulberat pentru că militanții islamici s-au întors și luptă cu armata din Mali. Amin este o creștină care a plecat din Gao înainte de venirea islamicilor. Ea spune că rebelii au vandalizat biserica și au ars o Biblie. Ea ne-a zis, spuneau că l-au învins pe Isus, dar este o minciună. Amin și alți locuitori s-au refugiat în capitala Bamako. Mulți dintre refugiați au părăsit zona de nord în primăvara anului trecut, când islamicii au început să domine regiunea. Fiecare refugiat are câte o poveste tragică, iar nevoile sunt mari, în special de hrană și alte provizii. Voluntarii care lucrează cu organizația Operation Blessing slujesc în Mali, oferind acestor refugiați fasole și orez. Ei sunt cazați în biserici locale, dar au nevoie de mâncare hrănitoare. Peste 250.000 de locuitori sunt strămutați intern, iar alții sunt refugiați în țările vecine. Convertit de la islam, creștinul Ibrahim Cisi spune că militanții islamici l-ar fi ucis dacă nu ar fi fugit din Timbuktu. El este mulțumitor celor de la CBN și americanilor. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Este ceva deosebit și apreciem foarte mult. Vă mulțumim și Domnul să vă binecuvinteze! Lupta pentru eliberarea Republicii Mali de sub militanții islamici continua, iar CBN și alți creștini ajută pe cei care au fugit din calea violențelor, demonstrând dragostea lui Hristos celor precum micuța Sara, care nu se va întoarce de grabă acasă. În țările în care mergem, oamenilor nu le pasă cum arătăm sau cum mirosim, le pasă de mesajul pe care îl prezentăm. Emily Wright are 28 de ani și este din Virginia Beach. Ea și-a părăsit locul de muncă, apartamentul și familia și a acceptat provocarea lansată de organizația World Race. În următoarele 11 luni, Emily va locui câte o lună în 11 țări. Mă bucur că pot să mă implic în ceva mare. Aventura ei a început prin ajutorarea orfanilor din Mozambic. De aici ea va merge în Swaziland, Africa de Sud, India, Nepal, Thailanda, Cambodgia, Vietnam, Malaezia, Moldova și România. Organizația World Race a ajuns în al șaptelea an de activitate și a stabilit relații în fiecare țară, așa că Emily și echipa ei vor lucra cu biserici locale și cu organizații din regiune. Vom sluji în cadrul școlilor biblice de vară, vom lucra în orfelinate, vom sluji femeilor și copiilor care au fost victime ale traficului de carne vie, în special în sud-estul Asiei. Grupul lui Emily face parte dintr-o echipă de 50 de voluntari, cărora li s-a cerut să călătorească fără multe bagaje. Voi avea un singur rucsac pentru toate cele 11 luni. Voi lua și un cort. Uneori vom avea cazare asigurată, alteori nu. Nu te deranjează că nu vei face duș timp de o săptămână? Sunt genul de fată care nu are nicio problemă cu asta. Ne-am antrenat să rezistăm. Am stat în pădure o săptămână împreună cu alți 50 de tineri.
Fondatorului organizației World Race, Seth Barnes, i-a venit în urmă cu câțiva ani ideea de a oferi tinerilor o alternativă la rutina zilnică. Îi facem pe tineri să accepte provocarea din Luca, capitolul 10, să plece la drum fără nimic, știind că au autoritate spirituală. Le cerem să se roage pentru nevoile locale și astfel ei văd cum lucrează Dumnezeu atunci când este prezent. Inevitabil, ei sunt transformați fiindcă depind în totul de Dumnezeu, iar El se arată cu putere. Barnes spune că mii de tineri aplică în fiecare an pentru o astfel de călătorie, fiindcă își doresc ceva mai mult de la viață. Ei lasă în urmă tot confortul și îi permit lui Dumnezeu să le deschidă uși în diferite culturi. Ei descoperă că viața are mai multe de oferit și că dorul din lăuntrul lor are o alinare. Emily și echipa ei descoperă că lucrarea misionară este grea și că războiul spiritual este real. Pe blogul ei, Emily a scris recent din Mozambic: Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. În slujire văd copii care mor în spitale, care nu au nimic. Nu au așternuturi, mâncare, medici sau prosoape cu care să fie șterși. Este ușor să vezi neputința și întunericul. Adevărul e că Dumnezeu este suveran peste orice situație aparent disperată. El este demn de încredere, El este bun și El este vindecătorul nostru. El a înfrânt deja boala și moartea. Cine dorește să meargă într-o astfel de călătorie precum Emily, trebuie să aibă între 21 și 35 de ani, să îndrăgească misiunea și aventura. Costurile totale se ridică la $15,000, dar nu trebuie să aveți suma totală înainte de plecare. Deși călătoria nu este mereu ușoară, Emily spune că scopul ei rămâne același, dragostea lui Dumnezeu. În orice voi face, când îi vom încălța pe copii sau îi vom scoate în oraș, Iisus ne-a spus să vindecăm bolnavii, să scoatem dracii și să înviem morții. Trebuie să avem o astfel de credință. În ultimii ani, în România a început să ia amploare un fenomen spiritual numit închinare profetică. Această formă de închinare scoate în evidență relația directă dintre Dumnezeu și credincios. Pentru mine, închinarea profetică este să auzi inima lui Dumnezeu și să o transmiți oamenilor fața ta, să o transmiți românilor, că noi suntem în România. Să auzi mintea și inima lui Dumnezeu și să o transmiți. Pentru că în inima lui și în mintea lui sunt gândurile lui pentru noi și trebuie să mă stare să le auzim. Asta înseamnă închinare profetică pentru mine. Și bineînțeles, pui pe muzică. Dacă pentru multă lume închinarea profetică e ceva foarte mistic, foarte ciudat, dar nu e nimic mistic, sunt gândurile lui Dumnezeu cântate. Sani Trancă este unul dintre promotorii activi ai acestei forme de închinare și spune că a pornit la drum motivat de o viziune pe care Dumnezeu i-a dat-o în urmă cu 15 ani. Am cântat în mai multe formații de când am ajuns la Domnul. Prima formație s-a numit Filios, după aia am cântat cu Vitamina C. Dar în toți anii ăștia, în urmă cu 15 ani, de fapt, am avut o viziune în timp ce mă rugam cu România, cu harta României și multe, multe focuri aprinse. O am și acum scrisă. Și Dumnezeu mi-a spus, du-te și unește focurile astea împreună. Și singurul mod în care eu pot să mă gândesc că pot să le unesc împreună e să dau mai departe ce El mi-a dat mie și să îi ajut să se cunoască și să se întâlnească. Această viziune a adus în viața lui Sani un sezon cu multe călătorii, în lungul și în latul României, prin care a adus viziunea mai departe. Viziunea mea a fost să cântăm un cântec nou. Asta e ceea ce Dumnezeu ne spune, nu e opțiune, este o poruncă. Și să învăț pe român să cânte un cântec nou. Să, nu o fac doar eu, au făcut-o și alții. Dar m-am gândit că e în zadar dacă doar eu cânt pentru român. Trebuie să învăț pe român și să-și aducă inima înaintea lui Dumnezeu, pentru că Scriptura spune, fiule, dă-mi inima ta. Nu spune, dă-mi inima altuia. Și noi trebuie să învățăm să dăm drumul la râul ăla care este noi, pentru că din inima lor vor curge râuri de apă vie. Nu vor sta, vor curge. Și asta e, cred că e rolul. Să-i ajut pe tinerii cu care lucrez să cânte un cântec nou pentru alții. Eforturile sale și ale celor care au îmbrățișat această viziune au dat naștere la 3 albume, care conțin doar compoziții creștine autohtone. Și așa de la ideea asta au pornit proiectele care eu le-am făcut cu cei de la Cluj, cei de la Duram din Ara, cei din Filadelfia, Baia Mare și mai urmează să aducem focul împreună, să ardă într-un singur foc mare pentru Iisus. Aceste proiecte au motivat românii să caute o relație personală cu Dumnezeu și să compună cântece care să reflecte profunzimea acestei relații. Impactul care am văzut au fost
imens. Nu că am făcut eu asta sau că am început eu, pentru că ei au realizat că ei pot să facă. Și veneau oameni și cântau, merge asta, traducere, că sună prea bine. Zic, nu-i traducere, scrisă de român ca tine, e prima lui piesă. Zice, nu se poate, asta e tradusă de la Jesus Culture sau de la Hillsong. Pe lângă asta, nivelul de închinare în biserică a crescut foarte mult. În bisericile care au intrat în proiectele astea, pentru că aduce ceva proaspăt, aduce unitate, echipă, beneficiile sunt multe. Aduce creștere, aduce o intimitate cu Dumnezeu mai mare, sunt multe. Această etapă din viața lui Sani nu s-a terminat încă. Rămâne de văzut ce lucruri și proiecte noi va aduce Dumnezeu în calea sa. Anul ăsta simt foarte puternic că e timpul să scot un album nou, să spun ce Dumnezeu mi-a spus pentru anul ăsta, pentru următorii ani, să aduc cuvintele lui Dumnezeu, să aduc inima lui Dumnezeu cântată pentru noi.